Trupa antrenată de Victor Pancu a început în forță întâlnirea câștigând primul set la o diferență de 10 puncte, scor 25-15. Sasu și compania s-au crezut însă prea devreme învingători, s-au relaxat prematur și acest lucru avea să-i coste în actul secund, adjudecat de voleibaliștii băcăoani cu scorul de 25-17. Din fericire, CSM Suceava și-a revenit la timp și a câștigat următoarele două seturi la 17 și la 13, închizând astfel tabela la scorul general de 3-1. Bănuiesc că la Bacău, poate cu ajutorul arbitrilor, vor câștiga ei și vor veni din nou la noi. Atunci înseamnă că trebuie să participăm în turneu pentru o intrare în divizie, care are rost sau nu are rost, pentru că și anul trecut am fost invitați să participăm în campionatul diviziei A, dar nefiind bani nici la primărie, nici la județ, am fost nevoiți să refuzăm. Amândouă echipe n-au fost la turația maximă, ținând cont că pauza a fost foarte mare și ne-am scos din mână așa. Noi am avut accidentat pe un jucător, pe Ursache. Am jucat cu doi juniori în teren și la nivelul lui s-au cunoscut unele goluri în teren. Noi sperăm să câștigăm și la Bacău, dacă nu vom reuși la Suceava, și vom vedea la turneul final ce se va întâmpla. CSM Suceava și Știința Bacău se vor întâlni din nou sâmbătă pe terenul băcăoanilor. Dacă vor câștiga și acolo, voleibaliștii suceveni se vor califica la barajul de promovare. În caz contrar, echipa calificată se va decide într-un al treilea meci, care se va desfășura la Suceava.